S-au spart cel puțin 3 apartamente în Reghin în cursul săptămânii trecute. Polițiștii atrag atenția că acestea sunt situate în zone diferite ale orașului și au, la prima vedere, același mod de operare. Săptămâna anterioară, Poliția Municipiului Reghin a înregistrat, printre alte infracțiuni, și 3 furturi din apartamente. Ce au în comun? Ușa metalică și deposedarea de diferite bunuri, valori, bijuterii sau bani a proprietarilor. Toate 3 furturile s-au produs pe timpul zilei, pe timpul cât proprietarii nu au fost acasă. Polițiștii reghineni derulează activități specifice de identificare a autorilor. În timpul cercetărilor au reușit să stabilească principalele caracteristici ale modului de operare. Nu sunt urme de forțare a ușilor, deci s-a intrat cu chei potrivite. Acționează în cele mai multe rânduri la pont, pe timp de zi, lipsește proprietarul, există persoane care pătrund în scara blocului și în apartamente și există mai mult ca sigur și persoane care țin de șase pentru a anunța eventual un moment când proprietarul se întoarce la domiciliu. Spargerile de apartamente se pot preveni cu atenție din partea proprietarilor, dar mai ales a vecinilor, spun oamenii legii. Am rugămintea către toți locuitorii municipiului Reghin să fie foarte atenți și să sune în regim de urgență la poliție sau prin dispeceratul 112 în momentul în care pe scara blocului apar persoane suspecte sau persoane străine. De ajutor în soluționarea cazurilor de furturi sunt informațiile pe care martorii le pot reține despre persoanele suspecte, mai spun polițiștii.